și cu porcul gras, și cu porumbul în pătul, nu se poate. Și cu oile toate, și prieten cu lupii, nici vorbă. Și pe deasupra vrea și parte, dar mai vrea și o părticică, și cu vârf, dar și de sat, și cu turcu, dar și cu neamțul. Păi, frăticule, nu se poate așa, Daravelă, că poporul, vorba aia, vorbește. Nu o tace ca balega de iarbă să-l piși cu ceară. N-aveai voie să închizi un drum dar public. Dar nu te interesează pe tine. A, nu mă interesează. E pământul meu. Nu, nu-i auzis că băietul meu, da, că ei-s dispărțiți cu bărbatul, da, și s-au dus în curte și bărbatul s-au vândut niște șpaleri. Cui? Băietul meu cu bani. Și cu ficior s-au fost. Și de atunci ai ură personală pe mine să mă omoare. O să ne coasă, are dosar penal, o să ric cu topor în ficior. Stați-o leacă așa. Știi de ce are ură pe mine? Și s-o-i dispărță din orsa. Da. Așa. Și el spune, vă duci în rădea și întrebați lumea cum spune că băietul meu se duce la fata și da, cu pentru asta că se duce toată lumea să duce la el. Toată lumea se duce la el. Dar nu se duce la el. Și la mine vine toată lumea că am dat o sticlă de apă, tu trebuie, ai pândit lumea că dau o sticlă de apă la niște muncitori, ai tot treabă cu mine. Dar nu a fost apă, a fost ergit. Dar de unde-i văzut tu? Hai să apândari. E lumea aceasta bizară, sau poate noi suntem ciudați, deci mergeți la casele voastre, iubiți-vă și nu uitați. Când viața vă este amară, refrenul nostru să-l s-ar putea spune că necazul zilelor noastre îl mai mare e prostia izvorâtă din nepricepere sau, și mai și, din ură. Că se urăsc oamenii nu-i așa o noutate, doar formele de exprimare sunt noi și impactul crescut al acestor sentimente asupra comunității. În rest, omul simplu urăște cu sinceritate și se exprimă cu dezinvoltură, indiferent de consecințe. O face în gura mare, fără rețineri, pozând în victimă pregătită de sacrificiul suprem. Maria Dorobăz din satul Cruceanu, județul Galați, a ocupat cu bună știință un drum sătesc ce ținea de comuna Rădești. Cei drept drumul era umblat din ce în ce mai rar, așa că femeia l-a arat și a pus porumb în completarea grădinii dumneei. Vecinii s-au sesizat și primarul, împreună cu câteva echipaje de poliție și jandarmerie, au demolat gardul ridicat de Maria Dorobăț. Dar Maria nici chip să se clintească de pe drum. A amenințat că își dă foc și s-a așezat în fața buldo-excavatorului care elibera calea de acces. Inginerul a spus că a venit un bărbat cu cuc și s-a dat proprietar. Domnule, eu sunt proprietar, am arătat actele, când ne-am scos actele, să-i arăt actele, o fugit. O, da, ce înseamnă proprietar cu cuc? O vint un bărbat, da, și eu am întrebat, zic, e femeie sau e bărbat? Și el a zis, nu, e bărbat, că e cu cuc. Dar nu a vrut să spui cine, și asta e numai primarul face de este. Adică, când i-au mai luat gardul ăla. Ce înseamnă cu bărbat cu cuc? Nu înțeleg. Adică are socoteala așa de bărbat, nu de femeie. A, înțeles. Păi de ce nu spui așa, soro? Atunci când a venit primarul cu buldozerul, am înțeles că dumneata te-ai opus și ai zis că doamne, dau foc. Nu eram acasă. A, nu era acasă. Prima dată nu eram acasă. Nu, dar în scrisoare povestești cum că ai încercat așa, că să faci rezistență. Mai este. Așa. Prima dată eu n-am fost acasă. Și am fost amendată de două ori într-o zi, la 20 sau la o jumătate de oră una de alta, că am procesele verbale. Deci nu erai acasă și te-au amendat, da, pentru ce te-au amendat? Că au zis că am asupat strada canalizării. Ceea ce, sincer vorbind, e perfect adevărat.
Ah, că ai închis? Da, strada Can. Așa spune că e strada canalizării, așa spune că e drum în exploatare. Păi ăsta drum în exploatare, nu trebuie să dau eu o semnătură ca să intre ei. Fosta cărăruie pe care mergea la gară și mai unde mergeau la gară și mai unde? La apă. Și la apă. Da. Care a închis-o aia Moise, care a cumpărat de la rudele dumneavoastră. Acum poartă numele de drumul canalizării sau cum drumul? Ei vor numai la mine strada canalizării să mă închede și pe mine ca să îl iasă drumul lui doamna. Dar deși dacă ai venit cu buldu și eu nu eram acasă, deși nu am mers te rog să taci din gură, că nu te rog să taci din gură, e sora dumneavoastră. Păr în sat, deși nu am mers dacă a fost drum, e exploatare până în sat, deși eu mers numai păr la poarta ei și o făcut poarta cu. În 2019 au pus-o, deci au făcut gard, și-au făcut gard, au făcut poartă, o sări cu hârlezul la mine, ne-a arătat hârlezul și o trecem pe drum și ei ne-a arătat hârlezul, că vin la vale. Poate te invită la o partidă de golf, cu hârlețul. Bun, deci ai primit două amenzi în aceea zi, da, pentru că ai închis drumul, dar drumul nu l-a închis Moise ăla. Stați așa, că l-am închis eu. Una ne-o dat că am închis circulația pe drumurile publice, așa scrie acolo, și una ne-o dat-o că am jâcnit pihii și o spihii că să da, eu n-am fost acasă, dar fără marturi. Ficăsu și ficăsa cui? Alucatinca? Alucatinca, da. Aha. Da. Și acolo scrie că am jâcnit pihica sa. Mi-o mai dat acum ea. Amenda este dată de primărie sau de poliție? Poliția împreună cu primărie, că aha, eu de câte ori m-am dus la primărie, m-am dus să-mi scot niște acte pentru ape. Da. Când m-am dus, mă scoate poliția afară, mă scoate și primarul și să dau, măi, tante, dă-i să iasă și femeie și e pe acolo, dă-i să mă rugau acum. A, să o las să treacă da, pe drumul ăla. Da, să treacă ăla și e pe acolo, da. Suflet de creștin, ce mai... Conform titlului de proprietate și a planului catastral din comună, este un drum public. Drumul public este trecut și în titlul dânsei de proprietate și în toate documentele de la Oficiul de Cadastru și de la Prefectură. Deci planul catastral... Deci nu l-a construit cineva că s-a mutat de acolo. Drumul era... Era de când lumea, de când drum, era drum comunal, da, din comună, da, e pe hartă. Este pe hartă, da, este pe hartă. Așa. Până anul trecut a fost ok treaba, știi? De anul trecut i-a venit așa să închidă drumul. Știi? Așa. Ea a închis drumul. Da, adică așa. A închis drumul, se cunoaște și limita conform, și drumul și limite tot. Și hatul dânsei, adică proprietatea. Așa. Se cunoaște. Așa. Ea vine dânsii să închidă drumul și a intrat în conflict cu persoanele care aveau acces pe drum. Și care mergeau pe drum, care foloseau drumul respectiv. Care foloseau drumul. Așa. Da. Mânia varsă mațe. A venit la primărie, noi am mers la fața locului, am căutat, s-au certat, s-a luat la ceartă cu vecinii. Este o persoană mai dificilă așa din sat de acolo, că cred că nu este persoană să nu se fi certat sau să nu se fi judecat cu dânsii în satul Cruceanu. Mai pricinoasă așa. Mai pricinoasă, da. Așa. Și s-a certat cu vecinii, vecina de acolo a deschis, practic am vrut să deschidem noi primăria, să deschidem proces. Pentru că a închis drumul. Pentru că a închis drumul, dar o vecină de acolo, neavând acces la proprietate, a deschis dânsa proces. Și dacă a deschis dânsa, noi am pus la dispoziție toate documentele la judecătorie, am avut reclamații și la prefectură făcută de doamna Doru Băzmaria și la Consiliul Județean. Ce reclamă, adică ce de nemulțumire are față de dumneavoastră ca instituție, ca primărie? Păi are față de noi că de ce nu-i dăm voie să închidă drumul. Ea consideră că este legitim să închide drumul, că cineva a făcut abuz construind sau făcând drumul ăsta, că trece prin grădina ei, cum ar zice ea. Adică nu are nicio legătură, că conform analizei, expertizii făcute, pe lângă faptul că are câteva sute de metri în plus la proprietatea dânsii, dar nicio treabă cu drumul. Pe aici, așa ne-o tăie popșoi. Pe aici, da. Asta e proprietatea. De aici încoace ne-o tăie popșoi. Asta e proprietatea dumitare, da. Și a zis eu n-am putut să ne prășesc. O sare cu chiatroaie și n-am mai putut prășesc. Când am văzut cum oșa mi-a dat, îi las dracului, ne prășesc. Casa dânsii unde este? Eu te-i acolo.
Aha. Și are sarg de găini, uite aici. Aha. Uite să vede, știi că e drum public. Asta? Da. La poartă. Da, da. Știi că n-are pe unde ieși. Pare poartă la stradă. Da, vezi, Mata, când ai pus pe porumbul, l-ai pus pe aici. De ce nu l-ai pus? Nu, a fost pe aici, uite. Uite, mi-a tăiat. A, l-a tăiat ea? Da, stați că vă arăt, deci, pe foi, tăiat. Am înțeles, deci porumba a fost până pe aici, pe aici, iar, da. Ea l-a tăiat pentru că ăsta consideră că este un drum. Când vreau, e drum pe aici, da. De acces pentru. Și eu a intrat cu o jumătate de metru la mine, unii drum. Aha. Uite, pe foi care mi-a tăiat doamna, uitați-i. Da. Uitați-i și spune prima, poliția că... Am tăiat eu la cal, păi eu am tăiat la cal, dar am văzut pe... Uite, Andrei, cum e rugul de mugur, de mur, să vezi că... Asta te-ai tratat, hopa, hopa, ușor. Da. Cucu. Bau. Pune sârmă, ia, că eu luam să facă drumul. Păi de ce nu vine lumea să spun? Și unde-i drumul? Unde-i drumul să duci? Ea este un pericol public, femeia asta. Aha. E pentru toată lumea. Tine, că eu nu trebuie să mă judec. Eu nu te chem pe tine în judecată, pentru eu trebuie să fii primarul în judecată. Nu te tine, că vii degeaba. Și de ce m-ai dat în judecată? Nu te-am dat tine, că eu te-am chemat la poliție, când m-ai bătut cu cheptoaie. Nu la poliție, nu, o trimis poliția la Bujorul, tine. Da, n-am trimis eu poliția și primarul nu o trimis. Uite aici la mine. Nu tine. No? Eu ți-am spus, ții, că m-ai bătut cu chetroaie, ne-ai luat gardul, ne-ai luat... S-a luat gardul, uite gardul acolo, ia uitați-vă unde schimb, uitați-vă, uite-l-ai acolo, uite-l-ai. Am uitat să arăt gardul la vară. Uite-l-ai acolo, domnule, și-a făcut șoseaua, s-a lărgit și uitați gardul ăsta unde l-a luat gard. Nu l-a lăsat, ea a venit și-a înjurat pe domnul inginer și toți oamenii au fugit pe colea și spune că nu-l lasă să facă pod aici ca să... Nu e adevărat, domnule Maria. Eu am venit și am adus. Păi pus, tu l-ai pus. Cum să-l pun eu? Încât eu n-am fost aici. O primărie, mă, că eu nu comand eu primăria. Ușor. Ușor, două zile o băul la tine, oameni și ea. O băul la mine? Da. I-am dat o sticlă de apă, măi, că sunt niște oameni muncitori pe stradă. I-am dat o sticlă de apă și n-am voie să dau o sticlă de apă la cineva? O dat la poliție. Ai dat la primărie. Ai zis că ai vrut la primărie. Așa umblă, că asta-i învățat. Doamna Maria, numai un moment. Între cuvintele Mariei Dorobăț și realitatea documentată este o prăpastie adâncă. La fel cum este între scenele teatrale jucate de politicieni și realitatea crudă din societatea românească. Femeia încearcă în permanență să-și intimideze interlocutorii incomozi, doar aceștia își vor lua lumea în cap și vor pleca, încotro vor vedea cu ochii. Tu te mai ieși mai bine. Deci aici... Da, ieși tu, trimis... Dumneavoastră, în primul rând, sunteți o femeie la 70 și 5 de ani. Și 5 de ani. Da. Sunteți căsătorită, dar nu stați cu soțul dumneavoastră. Am 9 ani de acum. În primăvara, care vine, am 9 ani când m-a alungat de acolo. L-am dat și o focșole de pușcării, l-am evacuat de ori din casă. Nu l-am putut scoate și băiețul a zis, mamă, lasă-l acolo, păr când a murit, lasă-l acolo. Să stea acolo. Deci soțul dumneavoastră a rămas în casa în care locuiați împreună. Da, casa făcută de noi împreună. Și ați plecat de acolo pentru că el... Da, da, o sări cu cuțitul, cu săcurii, cu furcă de fier, m-o fugări cât e grădina. L-a luat poliția, l-a dus, nu am avut și nimic. Și am spus, lasă-l stea acolo. Aha. Să mă duc în lumea întreagă, unii îi vede cu ochii. Da, acum 9 ani sau când da. A fost? Când a fost 9 ani, da. Ah, și v-ați mutat și stați... Am mai stat la fată vreo 4 ani. Are și copii, au greutăți, adică copiii mari. Au probleme. Are socri în ograd acolo. Mm-hmm. N-are cum să mă mai ții pe mine. Mm-hmm. Are două cămăruți și unde să stau și eu și trei copii al lor. Deci a trebuit să plecați de acasă pentru că soțul dumneavoastră nu se purta civilizat. Da. Nicio lacrimă. Ea a plecat de acasă, pentru că nu se înțelegea cu soțul dânsă. Așa am și la pușcărie, ca să vă zic eu. Până l-a băgat la pușcărie, s-a ținut de el, până l-a băgat. A făcut un om în vârstă, pensionar, pușcărie. Puteți să mergi la el să-l întrebați, că e aici, vai de capul lui, mergi. A făcut pușcărie pentru ce? Pentru ce? Că l-a dat afară din casă, problemele sunt, ea știe... De violență. Ceva din asta sau că... Ceva din asta sau, nu știu, chiar sigur, acum nu vine minte. Bun, că am... este că potrivit sesizărilor care ea le-a făcut, el a ajuns, soțul ei a ajuns să facă... Și pușcărie. Pușcărie. Da. Câteva luni. A făcut câteva luni de pușcărie. Bun. El... Iar pe dumneavoastră are pică, pentru ați văzut? Că...
pentru că, spuneți dumneavoastră, nu văd la un moment dat, fiul dumneavoastră și cu fiul ei da. Au luat din, de la dânsa din proprietate ce anume? Ce... Aveau o terasă de niște șpaleri ca să nu fie noroi. A, șpalieri. După ce s-au despărțit și au fost plecate, soțul ne-a având ce mânca, ce bea, așa. A vrut să vândă din curte șpalieri. Cu ficiorso, ficiorso cu căruța au fost, ați văzut că i-am spus. Păi ficiorso i-a dus, pe țigări și pe băutură. A, și ea s-a supărat pe dumneavoastră că la acest... Că, mama copilului care i-a luat... A participat și fiul dumneavoastră la acest transport, care era o înțelegere între cei doi tineri și fostul ei soț. Da. A, de atunci vă parte pică. Până atunci nu oprise... Nu. Când a fost evenimentul cu spalierii, d-au luat? Când a fost ca să vă spui drept, nu țin minte. Pentru că, vă dați seama, sunt vreo 4 ani. Da, cam așa, cam așa. Dacă nu ori fi și 5, pentru că... Băiatul meu e divorțat, au fost niște treburi, ați văzut că a fost băiatul ei la nora mie, ducă-să pe mine, da. Nu mă doare capul. Pe mine să lese drumul, să intru, aha. Să ies. Nu să-mi spui mii de ani, de deci zile. Cei că... doi tineri care au luat spalierii cu căruța, da. Fiul dumneavoastră s-a despărțit de soția lui. Da. Și soția lui cumva zice că vine băiatul dumneavoastră. Băiatul ei se duce la, la fosta nora mea. La fosta dumneavoastră noră. Să se ducă. Am să de. Se ducă, eu n-am treabă, că-s divorțat, păi să se ducă cine vrea. Dacă sunt divorțat, asta la mine intră cine vrea, primesc pe cine vreau. Da. Dacă vreau să vă dau o sticlă de apă și-mi spuneți, adică să vă refuz un pahar da. De apă. Da. Cum a fost această situație? Hai să vă spun că a fost de la început. A venit domnul primar, așa. Domnul primar binevoitor să deschidă un drum. A fost doamna de la primărie care în cauză, nu prefect, jurista. Jurista, da. Da, a venit doamna vice. Deci a fost, da, muncitorii ca să facă drumul, adică era recoltat. Bulduzeristul, da, erau niște scaieți acolo puschini, așa, niște nuiele mai subțiri cu scaieți, cum pune e mereu, că acolo stă și pune sârmă înghimpată și scaieți, și oamenii vor să facă treaba. Așa. Așa. Jandarmerii, poliții, ia la un timp când a început să rupă scaieții cu buldu, mai la vale, la câțiva metri, a început să țâpe. Mă omorâți pe mândungheaua! Și atunci tot ea, după aceea, a făcut așa o figuri, ca cum faci de fiecare dată, cum moare. Cum moare, cu inimă. La o leacă de timp, s-a sculat de jos și a început a înjura. Și a blăstămat pe toți și te fac și direct. Și atunci, domnul primarul, doamna Dumitriu, lăsați, avem o hotărâre judecătorească definitivă. Care a venit, este asta sau? Mai sufer, adică mai suportă și dumitalii să mai treci. Mai lasă în stradă un lemn, mai lasă în stradă baloți și car cu spatele sau cu roabă. A, pentru că nu puteți intra pe acel drum. Păi nu, n-ați văzut ce am o poartă atât, adică poarta. Și cum să ies? Că ea stă în porumb, că e porumbul ei acolo. Și stă acolo, are o saltea acolo pusă și o coasă. Așa. Deci vă dați seama. Și adică păzește că cum, că nu... Da, avem filmată cu coasa, piciorul cu toporul la colțul porții. Deci vă dați seama. Poliția încă nu-și face datoria. Vă spun drept. De câte ori? Cât ar trebui să-i amendeze sau să încerce să prevină actele de violență? Adică cum să vă spun? Domnule, dreptatea este și să vede. Dar nu-și fac dreptatea nici ei, că spune așa. Ei, azi o amendă, mi-e trecut de 70 ceva de ani, nu putem să-i facem, mă duc la primărie, când nu-i poliția, când nu-i primarul. Și acum... Am sunat și ieri. Domn primar, pe unicar porumbul. Pune niște mata, niște loazbi. Păi pun loazbi, dar ea nu sare. Peste... Adică dumneavoastră și domnul inginer nu putut să facă pragul. Și eu, o femeie, pot să mă bat cu această femeie? Că îl cheamă Ficiorso, că e acolo, de la deal. Da. E, asta daură personală. Au fost numai cărări. Cărări. Cât trebuie cu pasul, atât. Dacă se întâlnea cărarea... Cu ăsta, cu drumul județean, nu se mai lățea un pic? Nu. Că n-au fost. Nu putea să intre cu căruța. Nu era, măi. Nu știi tu. Păi, din Zgorghini și până în gardul lunea, ia uite. Din Zgorghini. Da. Era un had de Zgorghini, eu am 40 de ani în aprilie. Și eu, de când m-am născut, din gardul lui Costel Crăciun,
era și până în niște zgorghini. Acolo era un drum, de, era cu cărariu, nu știu că era drum. Nu era drum, poate. Dar era un drum care era de... Intra cu căruța? Intra cu căruța. Intra cu căruța. Păi, dar tinca lui Botolea a intrat pe acolo cu căruța, nu? Ai văzut tu că a intrat tinca cui? Eu mă duceam și cu vașile pe acolo. Eu am fost cu vașile. Vacile... Bun, eu cu căruța, aveam vașcă, eram copil acasă, m-am dus. Eu nu știu dacă a fost drum. A fost cărariu. Ceea ce, sincer vorbind, e perfect adevărat. Acolo a fost drum făcut pe timpul CAP-ului. Așa. Când era acolo și... Drumul ăla de care vorbim noi. Da, deci da. A fost pe timpul CAP-ului. Nu e nimeni... Știți, a făcut CAP-ul când a fost pe timpul comunicilor. A făcut pe pământul meu, pe pământul lui, pe pământul lui. Așa au fost până la fântână. Da, și a făcut drum. Până la fântână. Puiul, chiar de drac, tot e frumos. Tu de ce ai intrat cu jumătate de metru dacă e drum? Păi ce am intrat cu jumătate? Păi eu nu i-am arătat al domn Maria. Ai văzut tu că am intrat cu jumătate de metru? O să vede, dar păi tu care ai în plus aici? Uitați că am scurătura care a venit de la doamna expert. Ia uitați-vă aici. Are în plus ea. Și tu cât ai timp în plus? Că ea are în plus. Dar tu n-are treabă cu drumul ăsta. Ea n-are treabă cu drumul. Dar drumul exista. Exista, domnule, de 100 de ani. Să vă amintim cum și anul exista. Aduceți oameni de 100 de ani. Să vedeți că aici au fost drum. Care 100 de oameni? Cine a închis drumul? Moștoader. Doamna Dorobos Maria, de 3 ani, a închis drumul. Spune adevărat. Nu, de 2 ani. De 2 ani, din 2019. De 2 ani? Da, în 2019, da. Unde? Cum l-ați închis? Ați pus aici bariere sau cum? Nu, domnule, eu ne-am făcut gardul. Cum o închis băiații? Și eu ne-am făcut gardul. Aici o închis, așa, da. Până acolo. Și gardul este la el. Dar el a avut în anii din urmă o vii moștenire de la părinții ei, până aici, așa, aici au fost niște zgorghini. O tăiet schinii. Eu tras acasă, la ficior s-o s-a la soarta. Deci unde era drumul? Și eu o arat. Aha, arat drumul. Deci vă dați seama, o arat drumul public. Da. Dar cât era de rat de mare drumul? Ei, dacă da. Intram cu căruța 2 metri 40, 2 metri jumătate. Mergea căruța sau nu mergea? Nu mergea, doamne, nici o căruță. Ei, nu mergea nici o căruță. Limba se vinde mai bine la târg. Păi tu cu ce-i cărat cu căruțele ați acopași? Unde am cărat? Așa faci cu popușoi, așa ai să umbli toată viața ta. Fatincă, nu asta e popușoi, voi? Nu. Tincă, să usuși mâna la așa la care nu tăie popșoaie pe aici. Da, să usuși atâlea, cum umblea Iurea, nu, tincă, nu, atâlea să usuși și nu tăie popșoaie aici. Nu ne asta e popșoaie, când am venit, care, fanaus, dar eu duc la poliție, ai bătut pe... Doamna Catinca. L-ai bătut pe al de Moise cu ceatroaie și cu gheoajele pe tablă. Da. Drumul ducea de unde până unde? De aici până unde? Până în sat de vale este acolo satul, îi sunt trei fântâni care luam apă și au închis un drum public. Bun, ia închis... În 2019, este data trecută. Și restul unii drumul încolo. Tot eu l-am închis par acolo. La, că nu faci. Ești mai departe, salți proprietari. Eu nu vorbesc. Da, da. Păi și eu vă mint. Primii care au închis drumul, cine a fost? Doamna Dorobăț. Când a închis doamna Dorobăț? În 2019. Și ăsta Moisei când a închis? Acolo a fost, de aici s-a strântat așa și era o uliță. Deci de aici de la... Era ulița. Doamna Maria, am înțeles. Ce trecea pe pământul lui Moise era o uliță. O uliță. De la, când intra pe proprietatea doamnei Maria, era deja drumuleț unde mergeați cu căruța și intrați cu căruța... La apă. La apă. Spălam lână, dădeam boi la apă, dădeam mașinile la apă, e adevărat. Este drum pe acolo, tincă, pe la biserică, păi, care vă dușesc. Nu închizi tu drumurile cum vrei tu. Dar nu este o lege. Fac cu ei pământul. Tu, eu vreau pământul lui Lupo să ne-l dea ei tot. Ai tot un hectar și trei. Ai atâtea hectare în plos că l-ai luat. Lasă, nu spune tu. Eu am avut pământ, la cât i-a costat o rotă. Dar tu de unde ai, fa? Eu? De unde ai? De unde stă băiatul aia autorizat, da, băiatul la casă? Pentru o ură personală, tu nu aveai voie să închizi un drum dar public. Dar nu te interesează. A, nu mă interesează. De ce mă ură personală? Nu, nu. Că ei sunt dispărțiți cu bărbatul, da. Și s-au dus în curte și bărbatul s-au vândut niște șpaleri. Cui? Băietul meu cu bani. Și cu ficior s-au fost. Și de atunci ai ură personală pe mine să mă omoare. O să ne coasă, are dosar penal, o să cu toporul ficior s-au... Stați-o leacă așa. Știi de ce are ură pe mine? Și s-au dispărțit din orsa. Da. Așa. Și ei spune, vă duci în rădea și întrebați lumea cum spune că băietul meu se duce la fata și da, cu pentru asta că se duce, toată lumea se duce la ei. Toată lumea se duce la ei. Dar nu se duce la ei. Și la mine vine toată lumea că am dat o sticlă de apă, tu trebuie, ai pândit lumea că dau o sticlă de apă la niște muncitori, ai tu treabă cu mine? Dar nu a fost ergit. Dar de unde ai văzut tu? Hai să pândari? Hai,
Puterea de persuasiune a Mariei nu e deloc de neglijat. Modernizarea drumului principal prevedea căi de acces la ulițele laterale. În dreptul străzii canalizării, cum a fost denumită ulița ocupată de Maria, șanțul de scurgere împiedică accesul pe stradă. Femeia și-a jucat rolul atât de bine încât i-a convins pe muncitori să nu monteze dale de trecere. Mai mult, dintr-o eroare administrativă, Prefectura Galați a emis două titluri de proprietate pe numele Mariei Dorobăț, în baza legii care conferă țăranilor cooperatori o jumătate de hectar de pământ. Maria a profitat și a speculat eroarea fără niciun scrupul. Asta este făcută în 94. Da. Prim, eu nu știu ce-o făcut primărie. Primarul de care spuneți dumneavoastră era atunci în funcție, în 94 sau înainte sau după, când a fost primar? Păi câți primari au fost, iar așa asfaltat drumul ăsta care mi-a spus. Vă rog. Unde? La Bălăbănești, dacă era în funcție primarul? Sau aici? La primăria de care sectorul ăsta este legat. Era că erau alte organizări teritoriale. Era Bălăbănești. Da. Bun. Important este... Da. Da, era în funcție pe... Bun. La acea vreme. Bun, și dânsul avea acces la acest document. Sigur că da. Deci și dânsul putea să vadă cum vedem și noi și cum poate să vadă și mamaia Maria, că este trecut din 94 acest drum. Da. Doamne, că el poate fi mai vechi, cum spuneți dumneavoastră, și că inițial a fost cărare, dar aici este trecut ca drum. Păi trecut așa de primărie. Care primărie? Că nu e primăria asta. E primăria de Bălăbănești. Uitați ce a făcut și primăria de acum. Nu schimbați vorba. Matanti Maria, nu schimba vorba, că dacă schimbăm vorba, nu ne mai înțelegem. Eu nu știu, eu nu cunosc treburile. Crezi că asta e fals? Ok. Eu am adus, dar nu spun, dar am arta veche. Eu am adus arta veche de la... Cât de veche? Am adus-o de la Gala. Cât de la prefect. Eu știu de, că de la oricot. Și la unde este? O am pe acasă, cred că. O să o vedem la COVID în specie. Okay. Da, dar harta asta care o vedem noi acum, pui la îndoială că este de fapt o hartă, un document al primăriei? E un fals? Nu știu eu ce-o făcut. Ce înțelegi prin faptul că... Bun. Ce înțelegi prin faptul că, uite, aici, pardon. Unde era, mă rog? Aici. Uite, vezi drumul ăsta? Desenul ăsta e făcut în 94. Harta asta e făcut în 94. Nu știu că e făcut, dar... Mata, unde era în 94? Nu știi că a făcut harta? Nu știu. Bun. E alt primar. Nu este. Primăria nu trebuie să ne vândă pământul nostru. Ascultă-mă cu atenție. Ai răbdare și fă-i făcut. Unii terenul, dar... Mama, este. Ai răbdare. Hai să lămurim. Hai să lămurim cu drumul. Da. Harta asta e făcută în 94. Cine era primar atunci? Eu și ce interes avea el să treacă? Deci crezi că a avut ăla interes să falsifice, să mintă, să spună că nu era drum pe aici, era de fapt... Vă rog. Vă spun eu așa. Vă rog. Au fost treburile. Vezi drumul, nu? Asta este drumul. Aici e tanti Catinga. Faceți drumuri cât de mult treceți prin ăsta, să iei niște bani de la Uniunea Europeană. Discus o plecat treburile. Stai un pic că nu te-am ascultat. Deci, drumul ăsta zici că... Da, de la București. Le-au spus la primările, la PSD-i, că să faceți drumuri, cât de multe să faceți proiecte de drumuri, cât de multe să luăm bani de la Uniunea Europeană. Uite că la chestia asta nu m-am gândit. Și crezi că primăria a făcut această hartă ca să corespundă aceste încercări dacă de înșelare? Dacă la ei spune așa... Te mă uite că să termin, da. Stai-mă așa. Da. Deci dacă ei spune să... că e drum public acolo, aici e și scrie. Aici e. Și scrie aici. De aici sta și scrie. Scrie drum de asfaltare, că am și o copie a titlului de proprietate. Drum județean. DG, asta înseamnă. Drum județean. Drum aici. Eu spui aici. Aici e terenul. Aici e creiesc cu Ion. Drum de asfaltare și drum de exploatare. Și drumul de ăsta de exploatare. Ce să faci acolo la drum ăsta? Ia să mă lămuriți. E făcut pe care se circulă către... Cine? În sensul că este exploatat. Populația. Care populație? Populația. Deși ai fost când mi-o rup gardul, eu eram la Bărlad în 2019, ați fost acolo, am luat două amenzi într-o zi, stai liniștit să vă povestesc, au fost două amenzi într-o zi, stați în fără. Nu mai trecem de la o vorbă la alta, hai să terminăm cu asta, harta asta e corectă, drumul ăsta era... Deși nu a dus...
buldurul, bulvezorul și ala par, par la fântâni, de la coprit în poartă la Dumnezeu. Ai vrut să te lămurești ce e de pe ce document este? Drumul exploatarii, trebuie să-i dau eu acordul, că așa mi-au spus unii am fost, să-i dau acordul. Ce document este ăsta? Ce document este? E titlul părinților. Al părinților? Da. Pe titlul părinților este trecut drumul care apare și aici. Păi nu, eu de DS, aici stai drumul. DS, aici stai drumul. DS ce înseamnă? E drum. Drum sentesc, tot drum se cheamă. Și merge drumul aici să sătiesc? Fetițo. Fetițo, ești venit acum, nu ești din mult. Aici e la Gligoriu Olaru, care l-a lăsat sora mea când și-a ridicat casa. Aici. Și pe urmă, dacă e s-a luat închis aici, va smuta din coace. Aici trebuie să dăm noi. Deci a făcut un fals în acte publice, zici. Da, s-a făcut. Cine a făcut? Nu știu. Cred că nu l-am făcut. Primăriile, că noi n-am știut. L-a primit mama mea, mama mea nu știu și primește. Noi să ne respectă actul ăsta. Asta vreau să se respecte. Mamăiță, că eu unde am fost, o să aici e valabil. Nu mai striga așa tare. Hai să ne... Pe documentul ăsta de proprietate, titlul de proprietate care este al părinților tăi. Da. Pe titlul de proprietate al părinților tăi este trecut drum de exploatare, drumul ăsta care apare și aici în documentele mele. Și unde e drumul? Și este făcut de primăria când erau părinții de lucrare. Și unde e? Care mi-a o fost carare de Chișor. Și nu-i 30 de metri drumul ăsta, doamnă Maria. Mamăiță, nu ne certăm acest documente. Poți să te certi da. Cu oricine, că da. Până coadă un judecător îți dă o decizie da. Și trebuie să respecti că oamenii... Dumitriu Tinca, ăsta e titlul Crăiescu Ion. De unde îți dau titlul pe-un teren? Lasă-le, astea le sunt făcătit deocamdată separat. Vreau să văd dacă ești de acord. Eu pe ăsta nu. Nu de acord ce spune acolo, în titlurile astea. Eu de acord cu aici. Te-au luat jandarmii amascați și te-au ținut de mâini. Și ai zis că îți dai foc. Cum nu m-a ținut de mâini? Mai fetițo, am înregistrare, stai ușor. Eu am fost acolo, avem un proces verbal de la fața locului. Am ținut-o de mâini să nu se arunce în fața foc. A vrut să-și dea foc. Da, am vrut să-mi dau și foc, am spus, da. Păi și trebuia să-i terase să-și dai foc. Da, să mă vedem de dreptate. Focul nu știe carte. Ce s-a întâmplat? Ați fost de față când a fost situația cu jandarmii și cu datul foc? Da, da. Da, am vrut să-mi dau foc. Eu spui, știu, la bucurie spui. Am bine să ne se dea autorizație și nu ne s-o dat. Eu vorbesc pe ce avem. Am avut acolo furci. O ordonanță prezidențială. Ridicate de prezidențială, depus în 2009. Aplicare. Doamna nu a respectat-o și am fost nevoiți. Am făcut adrese, am fost la fața locului, am solicitat sprijinul poliției prin adresa respectivă. 12 polițai? Ușor. Ieri de ce nu au venit 12 polițai? Că pe moșnia cu l-a bătut în casă unul și a venit numai 3 polițai. Nu avem cunoștință de acest... Că fost tâlhării acasă. Eu lua bani. Fiul, nepotul dumneavoastră l-a bătut pe... Nu am eu, nepotul lui. Nepotul lui l-a bătut. De ce nu au venit 12 polițai? Și la mine au venit 12. Dar ce făcut să-mi cremă? Poate n-au știut că era noapte. Pe un drag de babă în luasă. Acest este proces verbal întocmit atunci la fața locului. Asta. Da. Noi am solicitat sprijin poliției tocmai pentru a nu... Și 12 polițai? Pentru a nu se întâmpla pentru o nenorocire. Exact. Nenorocirea care era pe care se întâmplă era să-și dea doamna foc. Da. Și deși n-ați dus prima dată în 2019, când ați venit și ați făcut... Maria? Acolo. Maria. Deși nu am mers cu drumul păr la fântâni și s-a oprit în poartă la Dumitriu. Vrea să-i dea drumul lui Dumitriu. Dumitriu are cum să-și facă ieșire. Ați văzut că are ieșire la stradă. Și eu n-am nicio ieșire. Da. Tanti Maria. Eu azi astup șanțul și am să ies cu popșoii de acolo. Am înțeles. Tanti Maria, da, ți-ai fi dat foc? Îmi dădeam. Eram disperată de viață când am unici idee. Îți disperată și acum. Și acum pot să-mi dau foc că îți disperată de viață. Păi v-am spus că am 9 ani de zile de când ești pe drumuri. De ce nu m-a lăsat să ridic și eu? De ce mi-au spus furculițele în 2019? Că ia o cămăruță stau și eu la dos. Ăsta când eu n-am unima de-a postii. Pe care furculițe vorbești? Mi-au spus că eu mi-am ridicat o cămăruță acolo și mi-au luat furcile. Unii v-am arătat. Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă.
doamnă, ați venit la mine, eu v-am explicat ce aveți de făcut, da, pentru a vă emite certificat de urbanism. Așa, așa. Da. Eu am zis, doamnei, cu ce să vină? Am zis că nu are actele, dar nu are acte pe teren. Trebuie n-ai să acte nu pe terenul ăla? Pe teren sunt mai mulți moștenitori. Trebuie să aici, ce scrie aici? Am acte, exact. I-am explicat, doamnei. Ce trebuie făcut în ieșirea din indiviziune. Da. Mai degrabă ar trebui făcută ieșirea din bezna minții. I-au ocupat pământul abuziv acolo. Cum? Așa cum există, există o hartă și acolo este prevăzut drum, trebuie respectat, nu? Titlul de proprietate, o hartă, toate documentele care sunt în vigoare. Ea nu vrea deocamdată. Și pentru asta au luat mai multe amenzi. Deci are. Are mai multe amenzi. Pentru uitați că a închis abuziv, abuziv accesul, da, pe acest drum. Da, a închis abuziv drumul cetățenilor. Uitați, are mai multe amenzi. Dacă vreți să le vedeți, da. Câte să vă uitați, păi are 4 amenzi. Una, trei le are contestat din instanța asta, ultima care a ajuns la noi, e din 10-5-2021. A fost primăria la... Uitați, dacă vreți să o vedeți, domnii de la primărie, și a fost amendată cu 500 de lei. Au mai fost amendate tot numai pentru drumul ăsta. Pentru acest a închis și nu permite accesul. Și nu lasă sigur. Da. Și ca să vedeți cât este ea de cinstită, deși are 2 la țăran fără pământ, conform legii 18, are 2 titluri de proprietate. Deși ea trebuie normal să dețină un singur titlu de proprietate. Deci, de jumătate de hectar. Pentru proprietatea părinților, pentru nu, cine? Nu, la țăran, pentru că a lucrat la CAP în ultimii ani. Ea personal. Ea personal, da. Deși are jumătate de hectar, așa au mulți, mai mulți. Nu numai dânsa, dar ea, fiind așa de dreaptă, are 2 titluri de proprietate. Am încercat să-i luăm, din greșeală s-o emis, pentru că noi am fost primăria Rădești cu Bălăbănești unită și din greșeală i s-o dat 2 titluri de proprietate. Puteți să vedeți și asta. Pe și unul dintre ele trebuie anulat. Trebuia anulat, dar am vorbit cu dânsa, i-a trimis adrese, dar nu te poți înțelege cu dânsa. Păi nu se poate face asta decât prin acțiune judecătorească. Dar trebuie titlul în original. Păi și dacă dumneavoastră, ca primărie, o acționați în instanță pentru corectarea unei erori, nu este obligată ea decât în instanță să aducă titlul original? Păi nu știu, noi am... Ăsta este titlul de proprietate cu numărul așa, așa, cu jumătate de hectar. Da? Așa, uitați. Celor care nu au pământ. Asta e pământul extra de jumătate de hectar. Am înțeles. Uitați că nu corespunde numărul. Deci ea a încercat să înșele autoritățile pretinzând că nu are proprietate. Ea, că nu este moștenitor a unei proprietăți. Asta înseamnă, da, nu? Da. Și pe baza declarațiilor proprii, care a fost, care este falsă, a obținut acest titlu. Uite că la chestia asta nu m-am gândit. Vrem aici să mergem mai departe, să încercăm să deslușim care e adevărul. Da. Nu spuneai dumneavoastră că cineva are titlul dublu și la țăran fără pământ. Da. Cine are? Crăiescu Ion. Așa, și pe cu Dumitriu Tinca. Bun. Ia scătat titlul pe frate Dumitriu, că el are țăran fără pământ. Deci, și deși s-o mai trecut restul de teren în țăran fără pământ, și eu am țăran fără pământ și n-am trecut așa ceva. Stai așa. Deci ei au 2 titluri de proprietate pe același teren. Omul nu are 25 de ari. L-a dus în plâng. Ei deține 2 titluri de proprietate. Da, am dreptul pe asta. Nu, ai dreptul prin lege. Da, că știi de ce am dreptul? Că nu e același serie. Și eu când am fost, când s-au trecut părinții mie în Ceapeu, mi s-a făcut rol. Și eu am făcut o serie. Dacă mi-a dat pe acela, eu am făcut și țăran. Adică ai încercat să păcălești autoritățile. Am vrut să văd dacă și mi s-a aprobat. Ești singura, tot la fel, are un titlu de proprietate. Și căutăm și la ei și mai vorbește și cu mine, mama, și ai dialog, adică eu zic ceva,
Mămețe, deci, da, domnule. Ai două titluri de proprietate, azi din care omul trebuie radiat. Nu, eu nu-l dau. Numai ta vrei să primești și pe care ai avea pământ? Nu, întrebați. Vedeți, e drept? Ba da, ba da. Are două titluri de proprietate și are două cărți funciare. Uitați, întrebați pe el. Că i-o dat, sigur că da. Nu mi-ai dat pământul. Hai băi, vezi, mi-arăți că tu ești pe ala. Mergi acolo, să te mai serien. Păi da? La 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 la. Nu era chimiel în sat. M-am săt în căsătoraș, primăria și poliția și toată lumea. Era, era, nu? De-aia, de-aia a alungat-o bărbatul să dea frasă. Da, 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 da. Al bate, cu sisul, cu tot. Cum? Nu vreau să mă aud, m-au dat telefonul. Gura satului zice că Maria nu este dumneai victimă în acest film, iar soțul n-ar fi nici pe departe agresorul. Dar nu poți să bagi mâna în foc nici pentru unul, nici pentru altul. Să șeată și cu mine și mă da și la poliție. Cine se ceartă cu dumneata? Eu un bărbat sau că facă drept și o să vă da necinția. Cu bărbatul ăsta care e paralizat? Așa l-am norocit. Ăla paralizat? Așa l-am norocit. Deci acuză pe dumneata că te simpatizezi cu bărbatul ăsta. Da, așa, da. Și eu vine la poartă și stă aici la mine și vine și cere mâncare. Nu-i dă nici mâncare, eu luat tot din casă, tot. Ea i-a luat tot din casă? Tot. Nu i-a lăsat nici l-a băgat și la pușcărie, foc-te azi. Așa știu mai de mult la băgat la pușcărie. Așa, dar de ce l-a băgat la pușcărie? Că ea l-a băgat pe un temei. Sunt niște treburi și nu-i de vorbi la televizor. E de bătaie sau de... Nu, altele, așa nu-i vorbi la... Nu-i de vorbi la televizor. Păi, te fășește, ne ziceți în la ureche. Nu. La ureche să-mi ziceți. Nu. Da, asta mică nu știe. Bă, duci și întrebați pe bărbață, el vă spune toată. Mă duc, o fie acasă? Da, cred că e acasă. Mă duc, bă, să-l pierde și să-și arată, că eu n-am nicio treabă. Gândirea umană poate da uneori dovadă de perversitate extremă. Dar drumul ăla care se ceartă pe el, exista sau nu exista? Era sau nu era? Era, ca la timp așa. Era? Era. Cât era de mare? Nu poți să dacă ele se șeartă de la exos și acolo. Cât era de mare drum? Încăpeau căruță. Merea cărta. Încăpeau căruță? Ia uite ce cer nepățigați mea. Da. Merea că eu drumul am apucat drumul zic. Încolo facă ce vor, că nu mă încălătă. Și cine mergea cu căruța pe acolo? Și eu am trecut și totul n-am trecut. Ai trecut cu căruța? Unde te duceai cu căruța dacă ai trecut? La apă, la fântână. La fântână care era mai jos? Am dat și un tub acolo și-o făcut o fântână cu alea mai în vale. Am și dat tub. Și ai dat un tub pentru fântână aia? Fântână. Pentru că luai apă de acolo. Chiar omul și ala care a venit, a închis acolo și mai poate și mi-a duc eu lângă la acolo. Moisei, ce care om care a venit? Așa la care a fost acolo, care... Moisei? Așa, la Moisei, ăla, da. Slăbuțul. El a închis drumul. Da. Primul care a închis a fost el. Da. Și după aia asta, el a închis în partea aia și ăsta i-a închis în partea asta. Băiețele. Puiul, chiar de drac, tot e frumos. Din momentul în care ați plecat de la soțul dumneavoastră de acasă pentru că se purta rău cu dumneavoastră, aveați de suferit, ați venit și locuiți pe la, fie pe la sora, fie pe la băiet, fie pe la băieți, așa. Iar ați vrea să vă construiți o cameră, o căsuță mică, o cameră, un bordei. Un bordei cu ala stână din Plăcaș. Să stau să nu mă ploaie, să stau așa la umbră, la dos. Așa. Unde vreți să vă construiți această căsuță? Aici, da. Ei bine, pe drumul satului nu se poate. Ce părere aveți despre violența aici la... Da, nu suntem violență. Sunteți violență? Nu. Suntem drumeț. Sunteți cum se cade, da. Corect. Anchetăm o situație în care doamna trebuie să plece de la casa dânsei și nu are posibilitatea să-ți construiască o altă căsuță pe terenul proprietate personală. Păi da, da, acolo... A curajul nevoie, când mama are și îndrăgea când o vin tăi încoașe. Așa. Și acolo a fost drum. Măi băiete, tu te duci la Dumitriu Tinca. Măi, nu știu, măi, băiete, eu spui adevăr, eu nu mă cer cu bătale sau cu... Ia-te o leacă, eu am acții de 100 de ani. Eu zic că știu, eu acum... A fost drum acolo. Și 20 de ani. Hai, măi, du-te. De când vine mama încoașe. Du-te mai departe, măi. Era drumul. De la, domnule, de la, păi așa, de la, e om de casă. La fântână acolo. E om de curte la Dumnezeu. Da. Pentru oameni ca să poată să ia apă. Da. Păi e o păscarar de Chișoar, nu drum de căruță. Era așa drum. Ei, era. Eu acum nu mă bag, eu spui adevărul. Că tu ești om de curte la Dumitru Tinca. Stai liniștit. Lasă, nu contează. Eu am 40 de ani aproape.
Și de când eu știu că era copil și trăgea pe acolo. Și unde e drumul? Unde e acolo? Era drum. Și unde? Ei, nu știu. Păi, dar și s-a întâmplat, nu știu, eu spui adevărul. Oarecum stranie este titulatura uliței aflată în dezbatere și anume strada canalizării. Nu e nicio canalizare prin zonă. Nu puteau să-i spună strada Păcii? Sau bulevardul Regina Elisabeta? Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut. Mitică.